Domnule Manole, iată că ați lucrat bine și ați lăsat în urmă lucruri frumoase, sportivii, dâmbovițeni, antrenorii sunt la un nivel foarte mare, avem campioană mondială la lupte pe plajă, sportivii la Jocurile Olimpice Europene, lucrurile se mișcă. Într-adevăr, mă bucur pe această cale, chiar vreau să le transmit sincere felicitări atât antrenorilor cât și sportivilor. Este o performanță mare pentru Clubul Sportiv Târgoviște și totodată pentru târgovișteni. Chiar dacă nu mai sunt la cârma acestui club, să știți că sufletește sunt alături de domnii antrenori și de sportivi. Iată că m-ați găsit la sală și vreau să vă spun sincer că de fiecare dată când am ocazia trec prin această sală pentru că sufletul mi-a rămas aici. Vă reîntoarceți în sport? Deocamdată nu știu, sunt implicat într-un alt proiect și aștept să vedem ce se va întâmpla. Cu siguranță îmi doresc să mă întorc în fenomenul sportiv pentru că îmi place și pentru că am făcut și cred că am făcut ceva pentru sportivii din Târgoviște. Vă e dor de lumea sportului? Sincer, da, mi-este dor, tocmai de aceea sunt alături de sportivi și de domnii antrenori, tocmai de aceea mă aflu astăzi aici alături de ei. Vreau să văd ce se întâmplă, cum se pregătesc, ce fac domnii antrenori și, bineînțeles, ce performanțe realizează.